Surprize, surprize! Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Ceea ce vedeți voi aici sunt toate produsele mele de make-up pe care aș vrea să vi le arăt, nu știu, în detaliu, așa, pe fiecare. Nu știu dacă observați, dar toate sunt pline de praf. Efectiv pline, pentru că eu nu folosesc decât această caserolă de ciuperci, apropo. Da, eu nu folosesc decât ce este în această caserolă, o să vedeți imediat. Restul stau acolo expuse și doar colectează praf. Așa că cred, așa că cred, da, că o să mă despar de câteva dintre ele. O să le iau așa pe rând, nu o să le puteți vedea pe toate, dar o să le iau pe rând. O să le șterg, am și șervețele cu nume de pe aici, pe undeva. Uite. Le șterg și le pun la loc. Vreau să mai reduc din ele, pentru că oricum nu folosesc atât de multe. Da, o să vă așez aici. Acum nu mai vedeți toate produsele. Dar e ok chiar și așa. O să-mi vedeți mie mâinile expuse pe aici. Și haideți să nu se metec mâinile. Să trecem la treabă, da? Nu știu cu ce să încep. O să încep cu pensulele mele pe care le am. Le țin așa într-un suport din ăsta și am mai multe. Asta e de la un set de la Fraulein. Sunt, nu știu cum să fac. O să le pun așa. Asta e tot din setul ăla de la Fraulein. Apropo, nu o să opresc videoul atunci când șterg produsele, o să le vedeți. Asta e un set cumpărat de mine de pe Elefant. Și poate vă întrebați de ce filmez aici, pentru că aici am lumina mai bună. Asta e tot ceva set de la Fraulein. Astea sunt pline de praf, că nu le folosesc pe astea. Mio Mare, asta cred că sunt de la Lidl. Oriflame. Da, îmi pierd focusul, habar n-am de ce. Tot Oriflame, da, asta e de farburi. Foarte multe pensule am. Uite, am și una din asta de buze, pe care cine o folosește, că noi folosim rujuri acum. Am și de la Avon una. Deci aici am numai pensule. Pensule de care nu o să mă despart. Asta este de la Love. Pentru că îmi sunt utile într-o măsură sau alta și o să le dau deoparte, pur și simplu, ca să golesc aici. Apoi o să vă arăt ce folosesc eu aproape de fiecare dată când mă machiez. Da, o să fie foarte mult zgomot, o să tot cadă chestii. Aici îmi țin produsele pe care le folosesc când mă machiez, șervețele umede antibacteriale pe care o să le păstrez aici pentru că îmi trebuie să mă șterg pe mâini de diferite pentru că o să facem și swatch-uri. Fondul de ten, am doar două fonduri de ten, da. Știu, pentru că n-are rost, sunt una singură și e unul mai închis și unul mai deschis. Ăsta este cel mai închis pe care îl mai folosesc încă pentru că încă mai sunt un pic bronzată. Vedeți cât mai am în el, mai am foarte puțin. De la Avon și el este nuanța. Așa, mai am și aici niște pensule. Astea din setul ăla, asta este de la Oriflame. Asta este un Kabuki tot de la Oriflame. Pe astea o să le pun aici. Un rimel din ăsta pentru sprâncene invizibil de la Avon, singurul burete de make-up de la Brush Art, o pudră de la Max Factor cu gaură. O să le pun pe toate, nu se mai țin ce folosesc când mă machiez, ce nu folosesc, o să vedeți. Da, la sfârșit, o pudră de la Catrice. Să știți că acest clip o să dureze foarte mult. Fardul de sprâncene pe care îl folosesc de la Meis. Paleta pe care încerc să o folosesc este aceasta de la Sleek. Peach Perfect este astăzi nuanțele ei. Nu o să stau să fac swatch-uri la palete. Bronzerul este acesta de la Melchior. Am și un gloss, ăsta de la Avon, care este un ulei. A stat așa și de asta e scurs. Un ulei de buze și mai am un ruj care este nuanța Bauty Girl. Da. V-am zis, nu o să fac toate chiar la toate. Un
cum îi zice, blush, dar eu o folosesc pe post de fard, de la Pharmacy. Nuanța este Blush On, Tender Blush On, e foarte drăguț. Da. Rimelul pe care îl folosesc, Tremendous, de la Oriflame. Un ruj, este un ruj nou de la Avon. Ideal liliac, lilac, este un ruj de vară. Da, un roz foarte roz, dar mai folosesc, o să-l dau deoparte pentru că nu e cazul. Concealerul de la Catrice Camouflage 010. Un creion de buze de la Essence. O pensetă, pentru că de ce nu? O spatulă pentru Fimo, care spatulă trebuie să nu fie aici, dar e ok. Un creion de la Essence, negru. Niște bețe de urechi. Și asta este goală și o să o las goală pentru că o să pun lucrurile astea în altceva. Să continuăm cu... o să le iau pe asta de aici. Aici am toate chestiile pentru față. Un spray de fixare de la Fable pe care nu-l folosesc. În general nu folosesc spray de fixare și asta este și expirat pentru că scrie când expiră. Așa că o să-l dau deoparte și o să-l vedeți în empties. Nu-i folosit aproape mai deloc, dar da. Celălalt fond de ten este acesta de la Catrice. Vedeți cât am folosit din el. Nuanța este 010 Light Beige. Mie îmi place fondul ăsta de ten. O pudră plină de praf. Șterg și praf acum. V-am zis eu că e jale aici. O să vedeți că zboară praf. Da. Este pudra asta de la Giordani Gold. Nuanța natural. Ia să văd, fac vreo prostie? Nu fac. Așa arată. Da. O mostră de fond de ten de la Gerovital. Singura bază de machiaj plină de praf și ea. De la Catrice. Prime and Fine. Keep me matte. Doamne, cât praf sunt pe asta. Deci mie nu vine să cred că praf e aici. De asta spun că țin praf degeaba. Pudră de la Melchior. Nuanța natural. Și am golit treaba asta pe care o să șterg pentru că arată într-un fel. Sper să nu vă deranjeze faptul că eu și șterg lucrurile aici cu voi, dar mi-e aiurea să stau să le... șervețele uscate. Să stau să tot opresc de fiecare dată când șterg, să... e complicat. Și o să le întind, să întind toate produsele pe masă și la urmă le așez pe toate. Și o să vă arăt rezultatul, nu știu, ori acum, ori prin vlog, habar n-am, vedem. Dar aș vrea să vă arăt un vlog ca să vă arăt și unde le țin. Așa că, da. Mai departe, scrie în carte. O să iau la întâmplare. Mai am un suport din ăsta. Unde am așa. Un blush de la Essence. Arată, se numește 20 Berry Me Up. Da. Un blush de la Miss Sporty Insta Glow, se numește 003 Flushed Pink, e cu irizații. Un blush de la Gabriela Salvate, asta cred că pe ăsta o să-l arunc. Da, o să-l arunc pe ăsta, nici nu l-am folosit, deci ăsta o... asta o să-l vedeți prin empties. M-am zis eu că încerc să fac și un mic declutter. Aici este un blush de la Sleek ce imită Nars Orgasm și este rose gold, care are capacul rupt, da. Hello! E ok ca și blush. Nici măcar nu folosesc blush. Asta este un blush de la IDC. Nu-l folosesc, dar l-am primit în primul meu swap cu Ani. Nu știu dacă mai știți pe Ani.
Dar da, și îl folosesc pentru că mi-aduce aminte de primul meu swap. Aici am o paletă, cred. Nu, este ceva de contur. De la Avon. Uite așa, are și blush și pudră de contur, dar nici pe asta nu-l folosesc. Încă o pudră, nu știu, un kit din ăsta, un trio. Am dat banii pe ambalaj, vă spun sincer, că el nu face nimic. Așa arată. Și cred că o să-l dau și pe ăsta. La ăsta mă mai gândesc. O să-l pun aici, mă mai gândesc. O paletă de la Essence Shape Face Shape You pentru față. Nuanța este 10 peach. Așa arată, are un bronzer care este închis, o pudră și un blush portocaliu. Mă și văd purtând blush-ul portocalii. O paletă de la Sleek, este paleta Highlighting Palette Solstice, se numește. Și așa arată, e folosit ăsta foarte, foarte mult. Eu nu înțeleg de ce nu vreau să mă focalizez unde trebuie. Așa. Pe asta nu o să o arunc, că îmi place mult de tot și am primit-o de la cineva, dragă de alta. Uitați-vă și voi câtă mizerie. Și n-ai cum, frate, se pune praful ăsta ceva de speriat. Și credeți-mă că șterg praful, dar la machiaj să stau să le iau de fiecare dată când fac curat, să stau să le iau pe fiecare în parte. Sincer, nu-mi vine și nu știu dacă cineva face lucrul ăsta de două ori pe săptămână când, sau de trei ori când șterge praful, să stea să șteargă și la machiaj. Eu nu cred. Astăzi de la JISC, apropo. Uite așa. Șterse o lecuță. Următoarea chestie, tot pentru față. Am multe chestii de față, dar nu le folosesc. De la Alverde, doamne, de când am mai folosit treaba asta. Este Multishape Powder 10 Paradise Pink. Așa arată. Nu știu cine ar folosi treaba asta. Dar o păstrez ca și amintire pentru că, din nou, am de la cineva drag. Mi-e foarte greu să mă despart de ele. M-am necat. Aici am niște perle care îmi plac foarte mult. Sunt de la Giordani Gold. Nuanța este Natural Radiance. Și astea sunt cele presate de mine. Și arată drăguț, dar din nou, cine le folosește? Dar nu le arunc. Apoi, aici sunt cele din gama nouă apărută, din câte știu eu. Este nuanța Subtil Rose. Și pe asta n-am apucat să le presez, dar nici să le folosesc prea tare. Le-am primit de la Elena într-un swap. Arată foarte drăguț, chiar că sunt subtile. Dar credeți-mă că atunci când îți pui mască la gură și folosești, nu știu, rimel, fond de ten, rimel și far pentru sprâncene, nu-ți vine să folosești alea în obraj, că n-are sens că se ia pe mască. De la Catrice am un blush care arată bronzer mai mult. Be Brave Be You. Nuanța este 060 bronz. Apoi, ce mai am? De la... My God! Nici mai știam că îl mai am pe ăsta. Outdoor Girl. Natural Looking. Pe ăsta sigur o să-l dau. Este un blush. Dar mi-am băgat și unghia în el. Nu îl mai folosesc și miroase și dubios. Așa că o să-l dau. Aici. Un bronzer de la Catrice este nou. Pe ăsta îl păstrez. Nuanța medium bronz. Ăsta le-am primit anul trecut de Crăciun. El scrie 12 luni de la deschidere, dar eu nu țin cont de treaba asta. Este un iluminator de la Essence. Și am mai terminat o treabă din asta, pe care trebuie să o șterg. O să vă arăt la final ce fac pe masă aici, pentru că deja masa mea este full și mai am destul de multe lucruri de arătat. Dar, da, v-am zis, rezultatul cu ce am mai rămas și cu așa o să vi-l arăt în vlogul de luni. Vlogul pe care o să-l filmez luni. Am mai curățat o trebușoară din asta. Pentru că toți suntem la față, o să vă arăt paletele mele.
Am aici prima mea paletă, este paleta de la Fraulein, prima paletă pe care mi-am cumpărat-o, nu știu, crezând că știu să folosesc. Înainte aveam din alea de la Ruby Rose, dar a fost prima mea paletă cu farduri din astea mari. Vedeți că nici țipla asta măcar n-am dat-o, foloseam negru ăsta în perioada mea de glorie. Uitați-vă, deci în principiu, uitați-vă, negru ăsta din nou e folosit, albastru ăsta ceva de speriat. Credeți-mă că n-am mai folosit paleta asta de din anul în care am cumpărat-o. Am folosit-o atunci, după aia n-am mai folosit-o. Dar o păstrez ca și amintire pentru că a fost prima mea paletă mare și nu-mi vine să mă despart de ea, dar nu o mai folosesc clar. Ah, și mai am aici o paletă pe care am primit-o de ziua mea în aprilie. Este paleta de la Sensopro. Știu că produsele astea Sensopro au și produse de make-up, firma asta. Și este o paletă cu oglindă aici. Arată așa. Și se deschide. Știți paletele astea, e imposibil să nu le știți. Am folosit glossul ăsta că mi se pare drăguț. Are și pudră translucentă, pudră normală, bronzer și blush-uri. Aici are rujuri, rujuri și farduri. Da. Nu prea o folosesc nici pe asta, dar e ok, a avut aici. O paletă de la Huda Beauty, care evident este fake. Dar am primit-o într-un swap și la fel, nu-mi vine să mă folosesc, să mă despart de produsele pe care le-am primit de la persoane. Așa că o să o păstrez chiar dacă nu o să o mai folosesc. Așa, paleta de la Make Up Revolution în colaborare cu Sofx este aceasta. Cred că toată lumea a luat-o, a cumpărat-o la un moment dat. Așa arată, am folosit-o foarte intens. E pigmentată și îmi place mult de tot. Chiar îmi pare rău că nu mă mai machiez așa, nu știu, la ochi sau mai mult. Îmi doresc să fac lucrul ăsta, dar v-am zis cum lucrez de acasă și cum ies foarte rar afară și atunci când ies să-mi pun mască, nu-mi vine să-mi etalez să fiu machiată wow la ochi și în rest am mască. Nu. Tot de la Sofx este paleta cu iluminatoare. Pe asta două am făcut eu un experiment cu uleiul ăla de bebeluș de la Johnson's Baby. Chestie de pe TikTok. Pe asta l-am folosit cel mai mult. Nu știu dacă au nuanțe, dar nu cred că au nuanțe. Nu au nuanțe paletele astea. Paleta de la Zoeva. Stai când mă știu cum se numește. Naturally Yours, așa arată. Paletă cu nude-uri. E ok. Paleta asta 1 Million de la Revolution. Are niște culori superbe de toamnă, dar v-am zis, nu, ăsta l-am folosit cel mai mult. Dacă nu mă chez cu farduri. Asta este NYX Ultimate. Ediția aia de vară, Bright se numește. Culorile sunt mult mai intense decât le vedeți voi. Da, îmi place mult. Am de la Melchior paletă cu 6 farduri. Așa arată. Și mai am încă una. Încă un fard care este White Gold. De la Rimmel London Magnify Spice Edition. Nu știu dacă mai are cineva paletele astea vechi, dar dacă nu folosesc palete, nici n-am de ce să cumpăr altele noi. De la Trendy Tap, The Nudes. Și mai am un din ăsta mic de la Revlon, era să zic Revolution. Care, eu nu știu cine ar mai folosi fardul ăsta, deci cred că, da, îl dau și pe ăsta. Și o să curăț și ăsta aici. Și of, mă doare gura, nu mi-am luat nimic de băut aici lângă mine. Vă spun sincer că am făcut clipul ăsta pentru că am două fete pe Instagram care îmi tot scriu despre clipul ăsta și îl fac și pentru că știți că atunci când un YouTuber nu mai are idei ce să facă, ce clipuri să facă, își arată colecția de make-up, chiar dacă nu are o colecție. Dar, da, știți și voi despre ce vorbesc. O să continui cu creioanele și cu rimelurile. Am aici
două rimeluri. Pharmacy Zen nu e mare brânză de el, vă spun sincer că nu e wow, dar na, merge acolo. Și ăsta care e super bun de la Essence, Get Big Lashes. Și vi l-am mai arătat pe cel de la Oriflame. Nu consider că are rost să țin 7000 de rimeluri în condiția în care eu nu mă machiez foarte des. La mine, în loc de, în afară de sprâncene, gene și fond de ten, nu folosesc nimic altceva. Am și eyeliner pe care nu l-am folosit niciodată. Deep eyeliner, nu știu dacă mai e bun ăsta. Ia că chiar scurioasă. A, e bun și e foarte negru. Super. Să stai acolo până se uscă. De la Rimmel London, pe ăsta le-am folosit în perioada în care l-am primit, parcă nici nu mai știu, Wonder Wing. Este acela cu capătul ăla de faci așa. Faci așa și n-ai focus. Da. Așa. Ce mai am? Mai am un tuș ăsta de la Avon. Avon True. Ok. Mai am chestia asta, pomada asta de la Essence de sprâncene. V-am arătat-o când am cumpărat-o. E așa cu capăt cu pensulă. Iar aici, în borcanul ăsta, este pomada. Pur și simplu, mai mare ambalaj decât produsul, dar țeapa e luată deja. Am un tuș pentru sprâncene. Da, ați auzit bine. De la Catrice. Brow Definer. Uite, așa arată. Este exact ca un tuș, decât că e maro. E pentru sprâncene, da? Merge și pentru gene. Un din ăsta de sprâncene, creion de sprâncene de la Carité. E... Nu scrie. Adică scrie, dar greu și e ciudată culoarea. Și o ștampilă cu steluță de la Avon Mark. Care aparent nu mai are tuș. Ba da, mai are. Da. Și am terminat și treaba asta. Of, și m-am mărgălit și pe mâini. Deci aveți de stat cu mine aici. Mă mănâncă nasul teribil de la praf. Abia aștept să scap de ele și să le pun așa, nu știu. Mi-ar fi plăcut să am niște cutii și să le pun în cutii cu capac. Nici nu știu nici eu cum să le pun. O să văd imediat, pentru că nu e ok să ia atâta praf. Vă spun sincer că cel puțin la rujuri jale. Da, am făcut și pe aici praf. Mai am în chestia asta niște creioane, cred, și de buze și de ochi. Am acest Big Color Shadow Stick. Este un fard stick de la Avon. E mov. Așa. Ia să vedem. Mai am unul de la Melchior negru, Giordani Gold tot negru, Essence, este ceva ediție de anul trecut de Crăciun, Avon, ăsta e de la Brooklyn, Ladies, eu n-am mai văzut pe nimeni să mă comenz la Ladies, cel puțin din fetele pe care le urmăresc eu. Da, e drăguț, Doamne, ce... Acum că le văd, îmi doresc așa să le folosesc, da... Viața de zi cu zi, nu. Ăsta este de la Outdoor Girl, dar îl păstrez pentru rozul ăsta. Și pentru unii pare oribil, mie îmi place nuanța. Tot de la Outdoor Girl un roșu. Ăsta e de la NYX, eu nici nu mai știam că mai am creionul ăsta. E mov. De la Melchior un maro. De la Wycon. Mai există produsele Wycon? Chiar scurioasă. Ăsta e de la Clinique, dar nu e culoarea asta, e negru cu sclipici. Am și de la Ada unul și un roșu de la Essence. Da. Super. Incredibil. Eu nici nu mai știam de multe, multe, multe produse de aici. Am terminat și cu asta. Și am mai rămas cu suportul ăsta plin cu rujuri. Asta sunt toate rujurile mele. Am avut, la un moment dat, aveam 50 și ceva de rujuri, dar am mai scăpat de ele.
Uitați-vă și voi praf pe paleta asta. Da. Asta e de la Kiko Milano. Este ceva paletă cu rujuri, multe nuanțe. Încă miroase bine. Și ăsta e transparent, un gloss. De niște culori super drăguțe. Lasă fie că nu le folosește nimeni. Un gloss de la Avon Mark. L-am avut la un moment dat, l-am pierdut și mă plângeam eu pe YouTube și o fată mi l-a trimis. Așa, unul de la NYX. Butter Gloss în nuanța Cupcake. Ăsta de la Catrice pe care îl tot foloseam eu. Ăsta de la Maybelline Super Stay Matte Ink, nuanța 15 Lover. Miroase bine asta, da, am dat pe lângă. Așa, ce mai am? De la Kiss Professional, nuanța Hot Rose. Rose. E ceva, o turbăcine din asta pentru vară. Ia să văd. De la Pharmacy. Asta nu știu ce nuanță e. 102. Nu știu dacă au și un nume astea. Asta e un roz deschis. Miroase bine și ăsta. Asta este Beauty Mate Easy Le Papier. Știu că asta e vreo 50 de lei un roz din ăsta. Sunt 100% cu ambalaj din material reciclabil și trebuie să tragi de chestia asta și să se decojește asta de aici și gen cum ascuți un creion ca și cum ascuți un ruj, un creion, când ascuți rujul. Avon Ultra Beauty, asta e ceva roșu, uitați-vă și voi că e rujul în capac. Da, e rupt. Da, așa arată nuanța. E roșu toată ziua, dar nu știu de ce se vede așa. De la Sephora, ăsta e ăla, cream lip stain. E închis la culoare. Ia să vă arăt eu cam cât de închis e. Cam așa de închis e. Da, încă mai miroase ok. Așa, 27 de minute vorbite, da. De la Isabel Dupont, ăsta este Creamy Matte. Îmi place mult de tot nuanța asta și e magnetic, da? Mai am niște produse de make-up și la mami, dar pe alea chiar că dacă pe asta nu le folosesc, că stai aici toată ziua, pe alea chiar că nu le-am mai folosit, cred că sunt și expirate pe acolo, dar da. De la Essence, nuanța 10, Like a Princess, ăsta îmi place să-l folosesc vara. Foarte drăguț, sper că n-au auzit bubuielile de pe fundal pe care le fac vecinii mei. De la Pharmacy, știți că am plasat eu cândva o comandă la Pharmacy, este ceva niodulescu. De la Douglas, e un roșu. Foarte multe nuanțe de roșu, dar mă dau cu roșu. De la NYX, dar nu vine să le arunc pe astea, vă spun sincer, că mie nu vine să arunc produsele astea. Pe ăsta l-am, doamne, cred că tot așa, de vreo 5 ani, dacă nu știu mai bine, dar tot nu vine să-l arunc. Miroase bine, arată bine, de ce să-l arunc? E, da, e tot de la ceva Carité, exact ca și creionul ăla. Max Factor, un ruj roșu închis mat. Ăsta e Makeup Revolution Pro. E așa un mauve. De la Kiss. Este un fel de tatuaj pentru buze, pentru că se duce nuanța asta și rămân buzele pătate foarte multă vreme. De la Oriflame D1, un ruj dubios la culoare. De la Revlon, ăsta e drăguț, dar tot așa vara. Și este nuanța Hydrangea, Hydrangea, de la Avon Mark. Asta mi-a plăcut foarte multă vreme, nuanța asta. E nude așa și e drăguț. De la Essence, mat. Mai are cineva rujul ăsta? Că eu l-am. S-a și scurs săracul pe aici.
Da, e drăguț și miroase bine. Eu le arunc atunci când începe să pută. Efectiv. Mai am unul de la Avon True. Asta e nuanța. Ceva rose, nu știu ce. Așa. Bate lumina foarte iurea. Și de asta nu vedeți atât de bine. De la Melchior. Colaborare cu Alexia Eram, care este fica patronului de la Melchior, ca să nu știați, și fica Andrei Esca. Așa arată nuanța, dar nici pe asta n-am folosit-o. De la Catrice Ombre, nuanța, nu știu dacă o să vedeți, 50 Plistel Rosy. Nu știu dacă mai există rosul ăsta pe piață, dar credeți-mă că eu le-am mai mirosit pe astea de curând și miros bine, așa că nu le arunc. De la The One Color Soft Lipstick. Arată bine și miroase bine. De la Kiss. Foarte multe rujuri de la Kiss. Le am pe astea două. Le găsesc pe The Makeup Shop astea și cred că costă vreo 28 de lei dacă nu mă înșel unul. Ăsta este un mauve care se numește Purple Rain și ăsta este un nude care este Angelic. Tot de la NYX, ăsta este Soft Matte Lip Cream în nuanța Milan. Apoi, mă doare gura, de la Oriflame, Color Unlimited Lipstick de la The One, nuanța fucsia. De la Oriflame, The One, Pink Touch, ăsta îmi place foarte mult nuanța. E nude și e acolo. Două de la MAC, nuanțe diferite, Rockstar și Flashid. Flashid și Rockstar, ăsta Rockstar are și niște sclipici prin el. Încă unele din ala de buze. Le-am luat pe amândouă când au apărut. De la Rimmel London îl am pe ăsta și este nuanța Amethyst. Un mov cu silef. Și mai am de la Rimmel London în colaborare cu Rita Ora. E un roșu. Roșu, roșu de tot. Nu știu de ce vedeți ambalajul portocaliu, că el e roșu. Probabil din cauza luminii. Abar n-am. Dar nuanța se numește Temp Me. Așa. Un plin de scame și de praf. Juicy Papaya este un butter lipstick. Ceva portocaliu, o ceva. Mai am unul de la Pharmacy. Tot portocaliu și ăsta. Am avut o perioadă când îmi plăcea portocaliul. Unul de la Essence. Believe in the power of the lipstick. Se numește gama ceva. N-are o nuanță. Cred că a fost în ceva calendar advent. Eu l-am primit. Of, Isabelle Dupont. 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 243 nuanța. Mauve și ăsta. Și ultimul ruj și ultimul produs. Nuanța 14 Adorable Matte este de la Essence. Și gata, am terminat. O să șterg și asta de praf. Și gata, haideți să vă arăt ce dezastru am făcut aici. Uite așa arată totul. Deci eu trebuie să le iau pe astea pe fiecare, să le pun în chestiile alea sau nu știu în ce le pun, acolo rujurile. Și să le așez, să le pun la loc. Da. Vă arăt rezultatul în vlogul pe care o să încep să-l filmez luni. Eu vă pup și sper să vă fi plăcut ce v-am arătat eu în clipul ăsta. Aștept părerile voastre în comentarii. V-am pupat. Pa, că deja v-am ținut 34 de minute.